Bun găsit tuturor! În România, 6 din 10 adulți au probleme cu greutatea, iar 2 din 10 ajung la obezitate, o boală ce necesită control și tratament pe termen lung. Complementar dietelor și eforturilor de a slăbi, în acest stadiu se recomandă și intervențiile chirurgicale de modificare a aparatului digestiv. După astfel de operație, pacienții slăbesc treptat și astfel scade și riscul apariției unor afecțiuni asociate, precum hipertensiune arterială, diabetul zaharat sau infarctul miocard. Conform studiului național privind prevalența diabetului, a prediabetului, supraponderii, obezității și a bolilor cronice de rinichi, peste 30% dintre adulții cu vârste între 20 și 79 de ani se încadrează la obezitate. Obezitatea este o boală complexă influențată de factori genetici, dar și psihologici sau de mediu și pune în pericol starea generală de sănătate, dar și viața. Este nevoie pentru că rata de succes a metodelor conservative de diminuare a greutății corporale este undeva la sub 20%. Ori greutatea corporală, obezitatea, e o boală. Ea are o grămadă de alte boli asociate induse de obezitate. Practic, s-au fost studii serioase făcute cu ani și zeci de ani în urmă care au dovedit clar că lotul de pacienți obezi care a fost operat are o speranță de viață de câteva ori mai mare decât lotul de pacienți obezi de ținut doar sub observație și doar cu un tratament conservator care n-a reușit să slăbească aproape deloc. Și practic riscul lor de deces e mult mai mare dacă nu slăbesc. Chirurgia obezității este un domeniu medical care include toate metodele chirurgicale pentru tratarea obezității. La bază sunt două principii: reducerea dimensiunii stomacului, astfel încât să scadă consumul de hrană, și scurtarea tractului intestinal, astfel încât organismul să furnizeze mai puține substanțe nutritive și calorii. În trecut era inelul gastric, e o procedură pur restrictivă, acum a cam căzut în desuetudine, deoarece s-a observat că pe termen lung are o rată mare de complicații și necesar de reintervenție. În prezent, cea mai practicată operație este gastric sleeve-ul, numită popular micșorarea stomacului, care înseamnă de fapt o rezecție gastrică longitudinală, care îngustează stomacul. Ea s-a considerat inițial că e doar restrictivă, de fapt s-a dovedit ulterior că este și metabolică, pentru că induce niște reglaje și modificarea unor reglaje ale sistemelor de menținere a greutății corporale. Mai este apoi gastric bypass-ul, care înseamnă de fapt și restricție și malabsorpție, care înseamnă de fapt o reducere a stomacului, după care stomacul este conectat undeva pe la mijlocul intestinului, astfel încât alimentele, pe lângă că nu poți mânca mult, din ce mănânci nici nu se absorbe destul, pentru că parcurge bolul alimentar doar jumate din intestin, să zicem. Operația este utilizată însă numai dacă alte metode curative nu au dus la succesul dorit. Se efectuează sub anestezie totală, iar pentru ca rezultatele să fie durabile, e nevoie de o schimbare aproape radicală a stilului de viață. În general, pacienții care sunt candidați la o operație bariatrică sunt pacienți obezi cu un indice de masă peste 35 de kg pe metru pătrat, care au asociate diferite comorbidități induse de obezitate, de exemplu diabetul zaharat sau hipertensiunea sau dislipidemii, afecțiuni articulare și așa mai departe. Sau, dacă n-au nicio comorbiditate, ceea ce e cam greu de crezut, trebuie să aibă un indice de masă peste 40. Sigur, trebuie să fie întâi evaluați de o serie de medici specialiști din 5 specialități diferite, de cardiolog, de endocrinolog, psihiatru, pneumolog, diabetolog și așa mai departe. În general, noi recomandăm să înceapă cure de slăbire sub supravegherea medicului dietetician, medicului de diabet și boli de nutriție și așa mai departe. În cazul unui eșec evident, nu e bine să se întârzie. Adică dacă un indice de masă depășește 40, pacientul are și o comorbiditate importantă, de exemplu un diabet zaharat tip 2, are cu atât mai multe indicații, nu atât pentru a-l face mai frumos, cât mai ales pentru a-i vindeca diabetul.
Pacientul, exact, practic postoperator, luăm exemplu gastric sleeve-ului, că e cea mai practicată și mai cerută, practic o să prima săptămână după operație bea doar lichide, practic nu mănâncă, doar bea lichide clare, apoi lichide tulburi, adică shake-uri și așa mai departe, ajunge abia după 3 săptămâni să poată mânca mâncare solidă. Și evident se va sătura din 100 de mililitri ca volum de alimente, pentru că cam ăsta e volumul stomacului rămas. Altfel spus, operația e doar începutul unui proces în care pacientul trebuie să fie mult mai atent la alegerile pe care le face, să își formeze obiceiuri sănătoase și să mențină greutatea corporală dorită.